Conducerea filialei Neamț a UNPR a organizat miercuri 13 aprilie o nouă conferință de presă în care a anunțat plecările și venirile în partid ca urmare a mișcărilor intense care au loc pe întreaga scenă politică în aceste ultime săptămâni înainte de alegerile locale. Pentru că s-a precipitat viața politică din județul nostru și pentru a clarifica niște incertitudini pentru a lămuri lucrurile în ceea ce ne privește. Am organizat această întâlnire acum, ocazie cu care vă prezentăm în mod oficial candidatul nostru la președinția Consiliului Județean în perspectivă după legislația actuală și candidatul la primăria Piatra Neamț. Bineînțeles că totul se încadrează în programul nostru politico-administrativ al județului și mai multe cred eu că este nimerit să vă spună chiar candidații. Bineînțeles, suntem alături și alături de mine sunt și cei mai grozavi primari ai noștri, consilierii județeni, secretarul județean și în primul rând domnul deputat Moisii, care a circulat cu viteză la limita legalității ca să ajungă la timp de la București. Transferul cel mai spectaculos pare a fi trecerea Aureliei Simionică, fost președinte al filialei Piatra Neamț a PSD timp de 6 ani, în tabăra progresiștilor, ca urmare a acumulării unor mari nemulțumiri legate de modul de conducere a filialei Neamț a partidului condus de Liviu Dragnea. Consider că, din punct de vedere al crezului meu, din punct de vedere al formațiunii în care am activat până în momentul de față, este cea mai potrivită alegere. Sper ca această construcție nouă politică pe care o încep să aducă un plus valoare pentru UNPR, să aducă multe satisfacții pentru membrii de partid UNPR și mai ales să fie și rezultate pe linie politică, dar de ce nu și pe linie administrativă. Sunt un om care militez pentru dialog, sunt un om care, prin construcție, am o oarește tentă naționalistă, progresistă și sper că împreună cu noua familie politică la care am aderat să avem rezultate pe măsură în Piatra Neamț și atât cât se poate și în județul Neamț. Deși intens curtat de fratele mai mare, PSD, vicepreședintele Consiliului Județean Daniel Vasiliu a rămas în UNPR, fiind și candidatul acestei formațiuni la funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț. Sunt onorat să fiu desemnat din partea Uniunii Naționale pentru Progresul României, filiala județului Neamț, ca și candidat la Consiliul Județean. Așa cum spunea și domnul senator, știți foarte bine că președintele Consiliului Județean, după noua legislație, se alege din rândul consilierilor. Mă bucur și de faptul că astăzi doamna Simionică a făcut publică intenția domniei sale de a candida la primăria Piatra Neamț. Cu siguranță, în zilele următoare, vom fi în măsură să venim în fața dumneavoastră și cu ceilalți candidați pentru orașe, municipii și comunele din județul Neamț. Și la Roman a fost conturată filiala prin trecerea lui Victor Barcan de la ALDE la președinția UNPR Roman și lansarea sa în cursa electorală pentru fotoliul de primar. M-ați obligat să recunosc că avem vulnerabilități în zona Romanului, v-am citat. Deci am recunoscut, în acest moment vreau să vă spun că mai avem foarte mici și puține vulnerabilități. Avem un candidat solid, serios la primărie, la Roman. O să-i facem prezentarea, dar pot să-i spun numele. Domnul Victor Barcan are o echipă foarte serioasă, au lansat și un ziar, are calificări diverse, studii, mai multe licențe, au și lansat deja un ziar propriu, Progresistul Nemțean, urmează să-l preluăm.
a acoperit o parte din găurile vulnerabilități, a spus dumneavoastră, din zona Romanului. Conducerea UNPR Neamț a recunoscut că în aceste zile au loc și alte transferuri de oameni importanți în viața politică a județului, în special la nivelul primăriilor, fără a putea însă preciza cu câți primari și viceprimari a rămas formațiunea în județul Neamț. Întregul conținut al conferinței de presă al UNPR îl veți putea urmări la postul nostru de televiziune.